Aproximativ 4 milioane de români sunt afectați de o boală tăcută, adesea ignorată. Aceasta afectează foarte multe organe și funcții normale, iar pacientul ajunge să dezvolte probleme serioase de sănătate. Este vorba despre obezitate, o afecțiune care determină multe probleme la nivelul întregului organism. Obezitatea este un factor de risc pentru afecțiunile cardiovasculare, diabet și alte boli grave. Organizația Mondială a Sănătății a publicat un raport în care avertizează că o epidemie de exces ponderal și obezitate face ravagii în Europa și este responsabilă pentru peste 1,2 milioane de decese anual, echivalentul a 13% din totalul acestora. 800 de milioane de persoane trăiesc cu obezitate. Obezitatea la copii se estimează că va crește cu 60% până în 2030, când numărul copiilor cu obezitate va atinge 250 de milioane. Costurile cu consecințele medicale ale obezității vor atinge $1 trilion până în 2025. Incidența foarte ridicată a obezității în România este dublată și de o percepție deformată pe care românii o au asupra acesteia. Doar unul din patru români din mediul urban care se confruntă cu obezitate recunoaște și conștientizează afecțiunea și riscurile asociate acesteia.